12 gospodării de pe strada Morii, comuna Perișoru, sunt inundate în momentul de față. Problema persistă de câțiva ani. Oamenii spun că de vină ar fi canalul de irigație aflat în imediată apropierea curților, însă o parte din autorități susțin că pânza freatică aflată la suprafață ar fi adevăratul motiv. Anul trecut, autoritățile călărășene au convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a găsi o soluție la problema semnalată. Astfel, vara trecută, s-a decis ca Primăria Comunei Perișoru să facă de urgență un studiu hidrologic și unul hidrogeologic pentru a stabili cu exactitate sursa surplusului de apă. Situația din Comuna Perișoru, pentru mine, mi-a fost adusă la cunoștință anul trecut, în luna iunie. În acel moment am convocat factorii de răspundere la nivel de filială, am mers la faza locului, am constatat ce este acolo, am văzut într-adevăr, sunt câteva gospodării, erau câteva gospodării afectate, am încheiat un proces verbal, care nu știu dacă trebuie să-i dau citire, proces verbal care a fost înaintat către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a convocat o ședință în data de 21-6-2018, în care au avut loc dezbaterile care s-au discutat la Perișor în data de 20-6. Și s-a hotărât Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Articolul 1. Primăria Comunei Perișoru va efectua în regim de urgență atât un studiu hidrologic, cât și unul hidrogeologic, care să stabilească factorii care au generat apariția excesului de umiditate. Totodată, Primăria Comunei Perișoru va prezenta populația, va avertiza populația cu privire la consumul de apă potabilă care se va face exclusiv de la sistemul centralizat de apă potabilă al Comunei. Articolul 2. Măsurile dispuse vor fi aduse la cunoștința prefectului județului Călăraș și vor fi prezentate membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Secretarul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Călăraș, va asigura transmiterea pentru hotărâri către instituțiile interesate. Din câte știu eu, a trecut un an și ceva de atunci, până la ora actuală nu mi-a fost adus la cunoștință. N-am discutat în niciun Comitet Județean pentru Situații de Urgență la toate am fost prezent această situație. Deci, cred că domnul primar de la Perișoru, Primăria Comunei Perișoru, nu a făcut cele două studii. Studiul ar arăta exact sau... Sigur, ar arăta exact cauzele proveniențe apei. Sistemul de irigație în amenajarea Pietroiu Ștefan cel Mare are peste 50 de ani. Aceste fenomene nu s-au întâlnit până anul trecut. Din informațiile mele, dar neverificate, domnul primar sau primăria a făcut 7 puțuri forate pe teritoriul comunei care vor, din toate informațiile, funcționează non-stop pe timp de vară. Da. Iar, după cum am spus în procesul verbal încheiat în 20-a la primăria comunei Perișoru, înregistrat cu numărul 6782 din 2018, luna 6-a ziua 20, menționăm că nu există canalizare în cadrul Comunei Perișoru care să colecteze apele pluviale și manajerii și să le descarce într-un emisar, fapt ce ar diminua apariția luciului de apă și excesul de umiditate în gospodării. Am înțeles. ANIF-ul, vis-a-vis de acest canal, va interveni într-un timp relativ scurt, pentru că suntem la faza de semnarea contractului, să zic așa, pentru că licitația a fost... Documentația a fost publicată pe SEAB, fiind un contract mai mare de 100 de milioane de lei, este verificat conform legislației de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Până acum nu ni s-a dat ok-ul, așteptăm din zi în zi ca să putem semna contractul, să începem lucrările. Lucrare de impermeabilizare a canalului. Exact. Da. Deci o să vă spun acum ce înseamnă acești 26 milioane cât a fost evaluată lucrarea. Înseamnă 6 agregate la SPA Pietroiu cu toate instalațiile hidromecanice și impermeabilizarea 47 de km de canal în amenajare. Prioritar vom începe cu acest canal CA2 de la Ștefan cel Mare până la Perișoru, care are 7,8 km din câte rețin eu, cu impermeabilizarea lui. Cauzele probabile pentru aceste probleme ar putea fi pânza freatică la suprafață,
sau infiltrațiile din canal. Studiul de fezabilitate pe care primăria urma să-l facă ar fi clarificat această situație. Exact, exact. În momentul de față, neavând studiu, dumneavoastră nu știți exact care este... Nu știu exact și îmi pun întrebarea de ce nu a apărut până acum 2 ani. Uh-huh. Pentru că starea canalului nu s-a depreciat jalnic față de 2010, spre exemplu. Dar comuna Perișorul, din câte știm noi, anul acesta a fost lovită de fenomene meteo, ploaie abundentă, deci au avut foarte multe probleme din acolo. Câte știu eu și din datele care le am, când fiecare zi centralizăm și noi ca și cantitatea de precipitații pe zonă, au fost 105 litri de apă pe metru pătrat de la 1 iunie până în ziua de astăzi, 15 iulie. Deci într-o lună și jumătate, da, 105 litri pe metru pătrat. Pe metru pătrat. Asta ar putea fi cauza. Dacă ar fi pânza freatică la suprafață, mă gândesc. Sau, probabil, cum ați spus un pic mai devreme, oamenii nu au sistem de canalizare și atunci apa se devarsă unde? Unde găsește și ea. Deci, dacă dumneavoastră se face acum o fântână, normal că ajungeți la un moment dat, apa se colectează în fântână, da? Da. De când aveți problema? De 2 ani, 3 ani. De când ați început să bagă de 3 ani, tot îi anunțăm? 2016. 2016? Da. Și atunci ce s-a întâmplat în 2016? Tot așa a venit apa, dar a venit mai puțină. A chemat primăria, a venit cu primăria, a venit ANIF-ul, a venit oamenii care au contracte cu ANIF-ul, că oamenii n-au nicio treabă ei cu... că asta e treaba lor. Da. Și a venit, a săpat acolo cu buldonul, nu că vine apa din comună. Măi, oamenilor, cum să vină din comună? Când a făcut gaură, a buit apa de aici, de la canal. Păi cum să vină apa din comună dacă apa e aici, la un metru? Și a zis să vadă dacă s-a umplut gaură și s-a umplut și n-au mai venit. Și n-au mai venit nici ziua de azi. A văzut de prima dată că ei de acolo vine apa de la canal. Și apa a fost băgată pe canal în urmă cu 3 ani, când spuneți dumneavoastră? Apa nu, e din totdeauna. Apa se bagă sezonier. Dar cu o lună jumate și mai ține încă 2 luni de zile. Cât irigă oamenii. Atâta timp cât nu este apă pe canal, nu, dumneavoastră aveți probleme? Nu, nu avem nicio problemă, că avem fotografii făcute. A venit de la primărie și mi s-a făcut fotografii, precum nu este niciun pic de apă. Și cum a băgat apă pe canal, într-o săptămână a ajuns apa sub casă. Deci, spuneți, cât a fost apă, dacă a fost până unde a fost apă? Până aici. De apa aia a fost până aici, plin, de când tragem de 3 zile, nu tragem într-una. Și acum tragem și mâine, dacă veniți, e la loc, apa vine înapoi. Noi tragem ca să nu se urce sub casă. Deci, până seara, până la ora 8. A venit pompierii. Asta, noi e de la primărie, celelalte sunt de la pompieri. Am înțeles, deci pompierii astăzi au venit pentru prima dată și primăria trage de câteva zile. Da. Ca să înțelegeți. Și a tras de mai multe ori, și acum un an, și anul ăsta, mai multe ori. Am trecut că ne-am fiecare zi și trăgeam, am înțeles. Da, are lumină, se vede, nu? Da, 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 se vede, nu mai mai altă tot. Păi, dar să trage apă mai mult. Până aici, adică s-a tras. Apa a fost sus, în coate, aici, s-a tras. Veniți aici, în grădină. S-a tras, s-a tras cu poate. A fost foarte mult. Se vede, s-a plimbat? Se vede, avem mai multe. Da? E plin.
La o săptămână după prezentarea acestei știri, doar o parte din locuitorii de pe strada Morii și-au mutat gardul și au creat frontul de lucru. Conform surselor noastre, locuitorii care nu sunt afectați de inundații refuză să-și mute gardurile și să taie copacii din zonă. Reprezentanții ANIF Călăraș au reușit să obțină aprobare pentru a demara în regim de urgență lucrările la canalul colector, însă pentru acest lucru au nevoie de continuitate în spațiul de lucru. Dacă zona va fi eliberată, miercuri 24 iulie, în zonă va merge un buldo excavator care va începe săpăturile la canalul colector.